din zona Valeat, drept unor la centru. Cunoaștem cu toții când mergem la aplicații, pentru noi foarte importante, dar totodată și utile. Aplicații de fel odată se trec în fiecare an, de către Senatul. Aplicații de fel odată, deci am trecut și noi în 2011. Oleg, dacă stați vorbă cu conducătorii, dacă dintr-un an viitor, ar fi posibilitate să preluăm aplicațiile noi, înseamnă că suntem gata de a prelua, deci aplicațiile date să le trecem noi pe teritoriul Republicii Moldova. Alt moment pentru noi care este la fel destul de important este acreditarea la Insarac. Noi vedem că noi să depunem cererea, vedem de ce, ce condiții mai trebuie să care să fie executate din partea statul Republica Moldova, ori în partea Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în sensul dat că noi merge un expert din Elveția, Mario. Noi am avut o vizită de lucru în Elveția, am văzut ce posibilități au ei. Adică spune că noi nu începem aparte cu nimic față de colegii noștri în totale. Unica întrebare care ne-a rămas, să ne ducem acte în regulă cu aceștia comisarajului. Asta deși doar este. Dar în rest, vă zic că după capacitățile tehnice, după capacitățile umane, după faptul ce oameni deși noi avem, chiar nu cedem nici pe departe de cele cerințe care sunt înaintate față noi de organisme internaționale și față de colegii noștri discutați. La primele aplicații, când mergem noi, mergem primele persoane. Acum, experiența acumulată, deci ne permite, deci ca să margă deci alți comandanți, deci deja cu un nivel mult mai jos decât șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Asta încă o dată arată faptul, deci că am progresat foarte și foarte mult. Ultima la mine, băieți, deci mergem total. Reprezentăm statul Republica Moldova. Eu știu precis că l-am prezentat la DEM, dar încă o dată, deci sunt să ne primim de facultate. În rest, vă doresc un drum bun să aveți și vă așteptăm încă și mai mult acasă. În perioada 12-16 iunie 2019, echipa Inspectoratului General pentru Situații de Urgență este planificată pentru participarea la exercițiu de teren în regiunea Montana, Bulgaria. Conform legendei, în Bulgaria s-a produs un cutremur, în urma căruia au fost afectate mai multe localități și prăbușite mai multe căzi locative și mai multe victime sunt în dărâmături. Echipa salvare de blocare din Republica Moldova vine pentru asistența autorităților Bulgariei pentru desfășurarea lucrării de salvare de blocare. Echipa este constituită din 56 de persoane și 11 unități tehnice, care este absolut autonomă de a desfășura lucrările de salvare de blocare timp de 10 zile. Scopul participării echipei în cadrul exercițiului dat este prelucrarea mecanismului protecției civile a Uniunii Europene la acordarea asistenței țărilor afectate de diferite cutremure și inundații. Thank you.